Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi vorbim cu doi invitați. În prima parte a emisiunii discutăm cu fostul director interimar al Serviciului de Informație și Securitate, Valentin Dediu, pentru că Republica Moldova rămâne a fi în imediata vecinătate a unui război pornit de Federația Rusă la 24 februarie 2022 și despre impactul acestui război vom vorbi cu domnul Dediu. În partea a doua a emisiunii vom vorbi cu analistul occidental Vladimir Socor, care are o ședere îndelungată în capitala Germaniei, dar pentru că acest final de săptămână a adus mai multe vești, amintim că premierul Natalia Gavriliță și-a dat demisia. Imediat după demisie, președinta Maia Sandu a spus că în pofida unor provocări există stabilitate, pace și dezvoltare și la scurt timp președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Dorin Recean, care este consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate și care a fost ministru de interne, l-a desemnat în calitate de candidat pentru funcția de premier. El ar putea să conducă următorul cabinet de miniștri dacă va întruni voturi suficiente în Parlament, dar speakerul Igor Grosu a și spus că Partidul Acțiune și Solidaritate va vota pentru un nou cabinet de miniștri. Îl întreb pe domnul Valentin Dediu, dacă l-a surprins această informație de la finele acestei săptămâni și ne referim la demisia in corpore a cabinetului condus de Natalia Gavrilița. Salut toți ascultătorii, mulțumesc pentru invitație. Deci, ca tare, demisia in corpore puțin a fost bine așteptată pentru mine personal. Aveam alte păreri, credeam că guvernul ar trebui să mai lucreze, fiindcă acest guvern a avut de lucru foarte mult și ei practic au lucrat în calitate de salvatori a situației din Republica Moldova, începând cu criza energetică, gaze, energie electrică, carburanți, scumpiri, războiul care a venit, refugiații, o sumedenie de probleme care s-au înovelit asupra poporului Republicii Moldova și cu părere de bine acest guvern și în frunte cu doamna Gavriliță s-a spăvit. Poate unele locuri nu au fost chiar așa, să spunem, pe nota 10, dar nu-i vina este a guvernării, este faptul că așa s-a moștenit o situație critică de criză în Republica Moldova, dar ei s-au spăvit. Bine, s-a luat decizia, înseamnă că poate noi nu cunoaștem toate detaliile. Dar ce așteptări aveți de la următorul guvern? Păi așteptările cele mai bune. Aș vrea ca următorul guvern să îndrepte toate greșelile care au fost făcute de acest guvern. Următorul guvern să soluționeze problemele de criză mai bine, mai rapid, și să îndeplinească toate promisiunile făcute de actuala conducere, de actualul partid de guvernare, care este la guvernare, PAS, și cu cât mai repede să soluționăm problema transnistreană, cât mai repede să soluționăm criza energetică și toate resursele energetice să fie alternative, și integrarea europeană. Dacă care ziceți este repede, asta ce ar însemna? La câte luni vă gândiți? La câți Eu ani vă gândiți? Eu cred că la sfârșitul anului problemele de resurse energetice de alternativă s-ar putea hotărâ. Așa credeți? Și energetic, și cu gaze, și cu energie electrică. Cred eu. Chiar dacă trebuie făcute investiții mari, chiar dacă trebuie totuși să existe și un sprijin puternic din partea partenerilor externi, pentru că Republica Moldova de una singură e greu de crezut că s-ar putea să se descurce. Păi asta ce miza este pe ajutorul partenerilor din exterior, că deci numai de acolo pot să vină banii care pot fi investiți în dezvoltarea acestei infrastructuri.
Energetice am în vedere. Infrastructura energetică. Da, da. În cele ce urmează vreau să discutăm despre riscurile și amenințările la adresa Republicii Moldova în contextul acestui război de la hotarul Republicii Moldova și să pornim de la acea declarație pe care a făcut-o liderul de la Kiev în plenul Parlamentului European. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat în cadrul Consiliului Europei că a informat-o pe președinta Maia Sandu despre un document rus depistat de spionajul ucrainean care arată un plan de a destabiliza situația din Republica Moldova. Cine poate destabiliza situația din Republica Moldova? Cum și când poate fi pus în aplicare un asemenea scenariu? Să ne spuneți. Eu sunt la curent cu declarațiile astea făcute de președintele Zelensky. Aș spune așa că este ceva nou și este ceva vechi. Deci nimic, așa aș spune, surprinzător nu este, fiindcă dușmanii noștri, în vedere exteriori, veșnic nu sunt mulțumiți de conducere care nu ascultă de Moscova. Deci era deșteptat și măsurile astea de destabilizare a situației din Republica Moldova, situații politice din Republica Moldova, ele au fost cu diferite intensitate în anumite perioade, ba mai puternice, ba mai puțin puternice, dar ele au existat. Războiul hibrid care există astăzi și permanent a fost în Republica Moldova. Deci vorbim despre factorul extern care vrea destabilizare. O știm cine este Federația Rusă și știm cine ne ajută să stabilizăm situația și să facem tot posibilul ca populația să nu se simte obișnuită și să aibă resurse de existență cât de cât mai bune decât să așteaptă cineva. Dar cum se explică acest interes al Rusiei ca să destabilizeze situația în Republica Moldova? Și știți că noi niciodată nu o să ieșim din vizorul lor. Agenda lor a fost asupra Republicii Moldova și cu cât noi mai mult ne apropiem de Uniunea Europeană, cu cât mai mari atacurile asupra Republicii Moldova vor fi. Ei nu doresc noi să aderăm la Uniunea Europeană, nu doresc. Deci mai multe nu sunt la ei. Dacă ei ne scapă, așa să zicem, sau noi reușim... Din influența lor? Din influența lor. Și noi reușim să aderăm la Uniunea Europeană, dar aici este de acum și parteneriat cu blocul NATO, atunci noi, deci ei pierd toate speranțele să mai aibă influența asupra regiunii noastre. Dar în ce scop ei și-au menținut interesul aici? În acest scop? În ce scop? Ei s-au menținut interesul lor aici pentru a controla situația din Balcani, din regiunea Balcani. Existența forțelor militare cu, deci, depozitele de la Covasna, deci ei special le-au lăsat aici pentru a avea pretext să mențină anumite forțe militare pentru a asigura paza acestor muniții. Doi, au creat așa numitul separatism transnistrian, dar nu așa numitul, dar separatismul transnistrian, au creat special pentru a avea o insulă unde ar putea influența și influența politica externă a Republicii Moldova. Fiindcă existența unui conflict în zonă nu permite imediat să fie soluționată problema aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nimeni din Uniunea Europeană nu va accepta, având un conflict, să-l ia asupra sa. Deci toți au să facă demersuri, au să depună eforturi pentru a lichida acest conflict, acest focar, această bubă de pe corpul Republicii Moldova și după aceea ar fi integrarea în Uniunea Europeană. Dar eu am să vă readresez câteva întrebări pe care le adresau și cetățenii pe care Vocea Basarabiei a întâlnit în stradă și i-a întrebat ce părere au despre un posibil plan care ar putea fi aplicat cu privire la destabilizarea situației și cetățenii se întrebau de ce ar trebui să ne spună
Volodymyr Zelensky despre acest lucru și de ce nu spun autoritățile Republicii Moldova? Deci Volodymyr Zelensky a spus aceasta cu un scop evident. Noi vrem să-i mulțumim, în primul rând, că el s-a împărtășit cu informația care a obținut serviciile lor secrete, dar totodată el a avut mai mult interesul țării sale expunând aceasta. Da, ei controlează situația, ei obțin informații, dar vreau să spun că și autoritățile Republicii Moldova, instituțiile responsabile de sectorul de securitate, aici mă refer în primul rând la Serviciul de Informații și Securitate, aici mă refer la Ministerul de Interne, Ministerul de Externe tot, ei își fac misiunea în acest domeniu și aceste informații poate nu toate, dar au fost și sunt în vizorul Serviciului de Informații și Securitate. Eu vreau să spun astăzi că astăzi, sau așa să spunem, la moment, în Serviciul de Informații și Securitate s-a stabilizat situația, au dispărut grupările, poate nu complet, dar au dispărut anumite grupări. Ofițerii sunt capabili să gestioneze situația, să controleze situația. Mai sunt încă multe lucruri de făcut. În primul rând, reforma trebuie dusă până la sfârșit și întărirea capacității funcționale a serviciilor. O să ajungem și la aceste Dar aspecte. Este un subiect care aș vrea să transmit numai decât conducerii statului a Republicii Moldova. Trebuie de tratat acest serviciu ca un serviciu care nu va fi finanțat din exterior, din nimeni în afară de statul Republicii Moldova. Doi. Dar ce, serviciul ăsta a fost finanțat și din exterior? Nu a fost finanțat, au avut anumite suporturi de pregătirea cadrelor. Asta a fost. Unde perfecționarea. S-au pregătit cel mai mult cadre? Perfecționarea în Uniunea Europeană, să zicem, în Germania, în România, în alte state. Și nu mai trebuie acordat acest suport? Trebuie acordat. Ei o să acorde, dar nu o să dăi bani pentru întărirea capacității serviciului. Și doi, a doilea moment. Deci nu trebuie tratat serviciul ca o instituție simplă. Serviciul de Informații și Securitate are mai mult direcții de activitate. În condițiile când este un război alăturea, în condițiile când este separatismul transnistrian, trebuie întărit conducerea Serviciului de Informații și Securitate, din mărit numărul adjuncților, fiindcă serviciul astăzi nu este numai serviciul de informații, este are funcție de informații, culegere informații exterioare și contrainformații. Încă mai este o activitate, suportul activității operative. Și aici ar trebui minim încă un adjunct de pus în acest serviciu. Dar să ducem la bun sfârșit gândul pe care l-a enunțat liderul de la Kiev în cadrul Consiliului Europei. De ce? Pentru că a urmat o reacție și din partea opoziției, Partidul Socialiștilor, susține că Serviciul de Informație și Securitate a confirmat în grabă informațiile lui Zelensky și a solicitat probe privind pregătirea subminării statului. Cum și cui se pun la dispoziție aceste probe? Da. Domnul Zelensky a vociferat acestea. Dumneavoastră s-a întrebat de ce am obținut, sau populația întreabă, de ce informația a venit de la Kiev și nu de la Chișinău. În primul rând, trebuie de cunoscut formulele, cum se gestionează cu informații obținute de la parteneri. De la parteneri, informația nu se difuzea, nu se dă public până nu este acordul partenerilor. Asta e una la mână. Doi. Conducerea statului, dacă au obținut aceste informații la direct de la președinte, posibil că a primit direct și de la serviciile speciale, deci nu președintele din Ucraina, au primit cei de la Serviciul de Informații și Securitate. Deci această informație nu se dă în public. Toate informațiile de ce țin de securitatea statului se raportează numai președintelui, conducerii guvernului și parlamentului. Ei decid cui această informație să fie transmisă. Dacă cei de la Partidul Socialiștilor cer să fie publicate, eu cred că, sau cum s-a întrebat, cine și cui trebuie de transmit.
Serviciul de informații și securitate informează președinția și totodată, la decizia lor, dacă ei constată că sunt grave abateri sau amenințări, riscuri cu persoane, ora, data, în orice caz tot ce este procesual documentat, se transmite la procuratură, nu în altă parte. Ceea ce cer de la Partidul Socialiștilor, asta nu e nimic decât o tentativă de a obține informații cam ce știu ei. Nu cumva și noi suntem acolo. Ei sunt cu muscă căciulă. De ce poate și cer asta? Dar ne amintim, în decembrie șeful SIS spunea că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea totuși să aibă loc. Nu a spus că va avea loc, dar putea să aibă loc în 2023, însă punerea în aplicare acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. Atunci Alexandru Musteață, directorul SIS, a făcut apel la calm și a subliniat totuși că războiul rămâne un risc la adresa securității Republicii Moldova, dar trebuie de păstrat liniștea, pacea, securitatea. Până la urmă, primul care a informat a fost șeful Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova. Mi-amintesc de această informație. Și el a fost criticat atunci, dacă da, ne amintim. Și, da, a fost criticat. Posibil că a fost și o puțin grabă de informat în acest mod. Despre asta pot să vorbească mai mulți analiști politici. Despre asta, cred că țineți minte, doamnă Valentina, am vorbit în 2014 la alt post de la Europa Liberă. Deci știem noi de Novorosie, știem de toate. Acum, în condițiile războiului, clar că fiecare declarație de acest gen strânește panică în populație și ar fi bine ca cineva din altă parte să vorbească. Bine, în orice caz, trebuie de ținut populația informată, dar informate în așa mod ca să nu stârnim panică. Doi, cred că populația trebuie să aibă încredere că chiar dacă cineva are intenții, aceste intenții pot fi realizate, dar pot nu fi realizate. Tot depinde de mai mulți factori. În primul rând, de rezistența Ucrainei, de ajutorul care îl dă Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană Ucrainei și de modul în care Republica Moldova va fi pregătită să dea un repost anumitor forțe, să zicem chiar cele din Transnistria care ar putea fi ridicate pe alertă și trimise sau dat ordin să margă spre Chișinău. Deci asta ar trebui să fie. Este foarte bine că conducerea Republicii Moldova și președintele și prim-ministru au vorbit despre necesitatea întăririi securității aeriene, adică au cerut ajutor să fie date anumite. Și în această săptămână o rachetă iarăși a survolat Republicii Moldova ieri. Ieri a fost asta și nu e nimic deci de teamă, fiindcă da, este un lucru numai că ele poate să schimbe traiectorie și să numerească în alt loc decât ținta care a fost minită. Dar totuși, ce să vorbim, s-a spus în presă că din 7 sau 8 câte rachete au fost lansate, majoritatea au fost doborâte. Cred că numai 2 au ajuns la țintă. Deci, ca atare, vedem că Ucraina este înzestrată bine cu sisteme de apărare aeriană și acest lucru ne-am dorit și noi să avem, să nu mai poată nimeni avea intenția rea de a
ataca cu rachete Republica Moldova. Despre fenomenul separatismului să vorbim în cele ce urmează. Legea antiseparatism, votată în Parlamentul Republicii Moldova, a îngrijorat autoritățile din stânga Nistrului. De ce să îngrijoreze pe cei de la Tiraspol această lege? Potrivit noilor prevederi din codul penal, acțiunile separatiste comise în scopul separării unei părți a teritoriului Republicii Moldova vor fi pedepsite cu închisoare de la 2 la 5 ani. Eu nu m-am așteptat de la ei să aplaude când a fost adoptată această lege. Evident că ei o să fie împotrivă, fiindcă ei sunt cei care apără separatismul, cei care conduc cu un teritoriu și o populație care s-a separat de la teritoriul Republicii Moldova. Evident că ei... Deci asta ar însemna că ei recunosc că sunt separatiști? Da. Indirect, ei recunosc că sunt separatiști. Ei singuri pe ei să divulgă. Este un lucru numai că această lege nu are efect retroactiv. Deci cei ce din Transnistria, practic, nu se vor trage la răspundere pentru faptele ce au făcut. Dar mai este și alt efect, efectul prevenirii altor formațiuni politice, altor persoane cu viziuni de separatism, cum am văzut în 2014 referendumul din Găgăuzia, mai sunt alte deci, mișcări în această direcție. Deci asta de acum este un act de prevenire și dacă cineva dorește să pronunță, poate să pronunță. Un lucru aș spune, mie îmi pare cam nu prea dură această lege, de la 2 la 5 ani pentru separarea unui teritoriu a Republicii Moldova, eu cred că ar trebui mai dur să fie, așa cum se face pentru trădare de patrie, de ce nu? Asta trebuie să îi mai pună pe gânduri doar pe legiuitori, pentru că ei sunt cu cei care votează. Dar este foarte bine că această lege întârziată cu 30 și ceva de ani. 31 de ani. Da, dar e bine că măcar astăzi. Dar la scurt timp, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, unii din deputați, au propus adoptarea unui proiect de lege prin care orice declarație care incită la lichidarea statalității Republicii Moldova sau unirea acesteia cu un alt stat să fie pedepsită tot penal. Unire, neexistența limbii de stat, să fie pedepsite acele persoane care ar vorbi despre aceste subiecte. Asta vor comuniștii și socialiștii. Cine trebuie să le răspundă și ce răspuns trebuie oferit opoziției parlamentare? Cine trebuie să le răspundă? Eu le-aș da un sfat. Să pleci în centrul Chișinăului. Acolo este o statuie. Se numește Statuia Libertății. Ștefan cel Mare. Iată el, la dâns se întrebe, ce e asta Republica Moldova? Republica Moldova de astăzi este un stat creat artificial. Teritoriul acesta niciodată n-a fost deci, stat alipit la Federația Rusă sau la Imperiul Rus decât prin forță, prin armată. Deci unirea, faptul de unire este deci, o dreptate istorică pentru poporul care locuiește acest teritoriu, între Nistru și Prut. Deci eu cred că ei nu au dreptate, istorice pot să lămurească acest lucru, sunt destul de bine pregătiți istoricii noștri, au studiat extraordinar de bine, au date concrete cum s-a realizat, cum s-a transmis acest teritoriu altui stat, cum a apărut Republica Moldova. Și de ce? Deci unirea ca atare nu este o crimă. Ne amintim noi de Federația deci germană. Au fost două state, tot create artificial. Una democratică și alta federală. S-au unit. Și asta a fost o crimă, nu? Neexistența limbii de stat? Asta vor să fie pedepsite pe lângă altele... Limba română. Română este limba noastră.
Și asta au recunoscut o savanță. Ei trebuie să spună. Și ei au spus. Și cei din Sankt Petersburg au spus că este limba română pe teritoriul între Nistru și Prut. Și despre asta să vorbim noi despre generația lui Ungureanu. E un ungureanu care a făcut studii la Moscova. Și acolo cei din Moscova spuneau, băi, vorbiți o limbă română. Deci asta e. Dumneavoastră a spus că printre prioritățile noului cabinet de miniștri trebuie să se regăsească și problema transnistreană. Unii spun că nu ar trebui să fie făcuți pași grăbiți pentru că acum când e la ușă războiul din Ucraina nu există sorți de izbândă să fie identificată soluția durabilă pentru problema transnistreană. Dumneavoastră credeți că se apropie ziua când totuși ar trebui cine să spună că problema, iată, cum poate fi soluționată? Deci problema transnistreană trebuie să fie în vizorul conducerii statului și tuturor care vor fi la conducere permanent, 24 din 24, 7 zile în săptămână. Deci nu poate să nu fie problema transnistreană, adică ea nu poate fi scoasă de pe ordine de zi. Cum? Cum? Deci, să fie soluționată? Este greu de spus astăzi cum și eu aș spune că vina nu este a cuiva decât a fostei conducere până acum care nu a elaborat niciodată niciun plan concret. Din istorie mi-amintesc cum vineau cei din Ucraina și ne propuneau planuri. Poroșencu, planul Iușcenco, da, planul Iușcenco, Poroșencu, nu știu care acolo mai vineau și ne probleme. Noi niciodată n-am ieșit cu un plan. Dar aici trebuie să fie o consecutivitate. Deci până nu soluționăm deci retragerea munițiilor și trupilor Federației Ruse care asigură paza acestor muniții, cred că nu se va soluționa. Să precizăm doar că acolo sunt peste 22.000 de tone de muniții foarte la multe, Cobasa. Foarte multe. Uh-huh. Și condițiile de retragere, știți care au fost. Ei întâi au spus că le retrag, pe urmă au spus că Ucraina nu de voie. Ai noștri au vorbit cu ucrainenii, i-au dat acordul să fie retrasă, de aia i-au găsit altă pricină, că nu vreau cei din Tiraspol. Deci mai mult. Ei nu doresc pur și simplu să se retragă de la acest teritoriu. Deci e o problemă care trebuie soluționată și este bine că pe parcursul tuturor acestor 31 de ani, deci guvernarea Republicii Moldova a subliniat permanent că soluționarea conflictului transnistrean poate fi făcut numai pe cale pașnică. Dar astăzi, când cei de la Tiraspol nu doresc acest lucru, cei de la Tiraspol doresc să aibă stat aparte, republica aparte, recunoscut aparte de cineva. De fapt, ei sunt recunoscuți numai de câteva regimuri separatiste, dar restul nici Rusia nu i-a recunoscut. Deci cât ei retorica aceasta de stat suveran aparte, nu poate să fie soluționată. Dar acum, există foarte multe provocări, foarte multe crize. E cu putință ca guvernarea să avanseze un plan de soluționare a problemei transnistrene? E cu putință și trebuie de făcut în fiecare zi. Ați vorbit, eu am privit la dumneavoastră aici, a fost primarul din Corjova. Corjova, mi se pare, da? Dubăsari. Domnul Oprea. Oprea, da. Păi el a spus, populația e înfricoșată, acolo nu poate nimeni face nimic. Deci aici eu nu vreau să deschid toate parantezele cum trebuie făcut, dar putem să copiem ceea ce face Federația Rusă, adică în altă măsură. Adică pe de o parte îi condamnăm și pe de altă parte aplicăm aceleași metode? Metoda lor este crearea condițiilor în rândul populației, adică populația de acolo trebuie să conștientizez. Vă referiți la cei $10 care li se oferă supliment la pensie? Vedeți cum, noi am spus tot timpul că trebuie să facem viața în partea dreaptă a Nistrului mai atractivă decât în partea stângă. Dar se primește, nu știu de ce, invers. Aceia au înțeles mesajul acesta, ei dau gaz fără plată, practic, aproape nimic nu plătesc pentru gază. Dar tot domnul primar de la Corjova ce a spus? Că el e gata să renunță să achite un leu pentru gaz, numai ca să vină aici la Chișinău și ce într-o suburbie să aibă o casă. Dau gaz fără plată, dau ajutor la pensie, dau de toate și când acolo te uiți că populația de acolo
parcă ar vrea să vină, să facă să integreze în Republica Moldova. Și din altă parte, tot ne bine și așa, noi plătim bine, mai dar puțin. Eu îl întrebam dar și de domnul primar, demnitatea sau umilința astăzi e da. Cea care trebuie să vorbească despre spiritul clar cetățenilor? Clar că demnitatea trebuie să fie, clar că trebuie să fie, dar deci, realitatea e alta. Și dacă acum s-ar pregăti acest proiect pentru plan de soluționare a problemei transnistrene, da. Credeți că Tiraspolul îl acceptă? Și nu s-o accepte. Conducerea astăzi imediat? De la Tiraspol? Conducerea care este la Tiraspol în momentul actual nu se accepte, fiindcă ei au indicații din Moscova. Nici într-un caz să nu accepte unirea sau contopirea acestor două și atunci maluri. Se vă întreb relația Chișinăului cu Moscova, cum ar trebui să se dezvolte în continuare, cum ar trebui să fie? Deci noi în contextul războiului, în contextul deci faptului că noi suntem candidați de aderare la Uniunea Europeană, trebuie să mergem cu aceleași formule care este tratat Federația Rusă de către țările din Uniunea Europeană. Eu cred că numai acest lucru. Și nici într-un caz să nu ne ducem cu paclon la Moscova să cerem una sau alta. Nici într-un caz. Relația e pusă pe stop, relația bilaterală. Acum... Da, ea există. Da, relațiile trebuie să fie, chiar dacă Rusia este un stat mare cu multe resurse și populație mai mare și teritoriu mai mare și resurse energetice și forță militară și așa mai departe, Republica Moldova și Federația Rusă la masă așează două persoane. Egale trebuie să fie. Deci și să fie apărat interesul național. Național. Asta apărat. E. Asta e în primul rând. Între timp, Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană. Aici, pe interior, ar putea cineva să împiedice ca Republica Moldova să nu se apropie de Uniunea Europeană? Evident. Da. Sunt cei care nu doresc ca noi să ne distanțăm de Federația Rusă. Sunt cei care au fost plătiți până acum și vor, în continuare vor fi plătiți pentru a exista. Dar cum sunt ei plătiți? Cu finanță. Și cum ajung banii? Cum ajung banii? Diferite căi. De asta trebuie să ne spună nouă cei care se ocupă de aceste probleme. Eu pot numai să presupun cum vin, prin diferite structuri, prin valize diplomatice, prin transferuri de bani de către unii agenți economici din Republica Moldova în formă cash și tot așa vin bani. Eu sunt îngrijorat de faptul că astăzi apar partide ca Ciupercile și majoritatea din trânsele au interes poporului. Uitați-vă, mișcarea pentru popor. Acolo e Tauber și mulți activiști de la Șor. Pe urmă este a lui Pace, Cafcaliuc. Acela e tot pentru popor, scutul poporului. Mai sunt Renata Osată, partidul nostru, ștătește. Renata Osată a spus că nu se mai ocupă de politică. Nu, mai recent a spus că ar putea și-ar dori să revină da. În politică. Și după ce s-a fost pe unde a venit în coaie și eu mă întorc în politică. De ce? Pentru a destabiliza iarăși. Ei văd că ar fi bine de rupt, deci de fărămițat deci, alegătorii principalul, fiindcă cât a fost Dodon la putere, și președinte, și în Parlament avea majoritate, nu chiar destulă, dar hotărau întrebările, pentru Moscova asta era perfect era. Acum nu pot soluționa, nu pot controla Republica Moldova. De ce? Fac tot posibilul, în primul rând. Au încercat să dea guvernul în corpuri. Nu s-a reușit și apoi au început a rupi câte unul din guvern. Câte unul. Deci cu materiale compromițătoare, cu diferite informații false despre unul, despre altul. Și astăzi am ajuns că au băgat
Și între conducerea statului a băgat niște informații, cred că acolo nu prea bine, nu prea bune. La ce aspecte trebuie să atragă atenția simplu cetățean? Ca să nu se lase manipulat, ca să fie bine informat, ca să nu se mai vorbească că dezinformarea e cea care îl duce în rătăcire și mai mult pe om. Cetățeanul de rând ar fi bine să selecteze acele surse de informare care sunt credibile, care apără interesele statului Republicii Moldova și interesul lor personal. Cei care vorbesc despre probleme, dar nu pur și simplu a vorbi și arăta că conducerea nu face nimic, dar a vorbi despre probleme pozitiv, cu soluții. Deci sursele de informare trebuie să fie cele care dau realitatea, în primul rând. Și a doilea, să vadă care e beneficiul. Beneficiul astăzi l-avem foarte mare de la partidul care este azi la guvernământ. La guvernare, pardon. Deci, vedem numai cât subsidii se dau pentru resurse energetice. Asta e incredibil de mult. Da, evident, s-au negociat cu partenerii noștri europeni, fiindcă resursele la unt și nu prea sunt. Dar eu cred că n-a fost alt conducere, să zicem, Dodon până acum, nu s-a obținut niciun bănuț, niciun cent din Uniunea Europeană. Datorită numai conducerii actuale, asta s-a reușit. Președinta Maia Sandu, după demisia Nataliei Gavriliță, a spus că în pofida unor provocări avem stabilitate, avem pace și avem dezvoltare. Lucrul ăsta e cert că el trebuie să fie menținut. Problema e cât de greu este să menții și pacea, și stabilitatea, și să înregistrezi succese pe parcursul dezvoltării statului, astfel încât să fie adusă bunăstare și prosperitate în casa cetățeanului. Ea corect a spus și sperăm că continuitatea activității guvernului va fi. Se vor lua în calcul toate cele bune planuri care au fost trasate. Se va analiza bine eșecurile unde a fost și mulțumim, da, doamnei Gavriliță pentru activitate. Sperăm că ea va rămâne în echipă și va lucra pentru binele poporului, fiindcă dacă nu era, să zicem, Gavriliță, poate era altă persoană. În schimb, eu cred că echipa PAS este capabilă și în continuare să soluționeze toate problemele care există și să lucreze în interesul poporului, în interesul națiunii. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. Amintim celor care sunt alături de Vocea Basarabiei, împreună cu Vocea Basarabiei, că am discutat cu fostul director interimar al Serviciului de Informație și Securitate, Valentin Dediu. În a doua parte a acestei emisiuni discutăm despre riscurile și amenințările la adresa Republicii Moldova în contextul agresiunii ruse din Ucraina cu analistul occidental de la Berlin, Vladimir Socor. Cu siguranță, Kremlinul, serviciile secrete ale Rusiei au făcut multe planuri pentru destabilizarea situației. Unul dintre acestea l-au interceptat ucrainienii. În contextul războiului Rusiei din Ucraina, Rusia și-a intensificat eforturile de a destabiliza Republica Moldova din interior. Planul interceptat de ucrainieni este anume un plan de destabilizare din interior. Nu este un plan de invazie militară. O invazie militară este foarte puțin probabilă, aproape exclusă la etapa aceasta. Autoritățile din Kiev, comentând dezvăluirile domnului Zelenski, au spus că un scenariu de tip militar este practic imposibil. Două sunt scenariile ipotetice de tip militar. O debarcare a Rusiei de tip desant în regiunea Odessa cu scopul de a face legătura pe uscat cu Transnistria sau o ofensivă rusească prin coridorul de la nordul Mării de Azov și nordul Mării Negre din regiunea Herson înspre vest. Ambele sunt considerate de militari ucrainieni ca fiind nerealiste,
deoarece, conform militarilor ucrainieni, un desant rusesc în aceste condiții ar fi egal cu o sinucidere. Trupele respective care ar încerca să debarce la Odessa ar fi anihilate, ar fi distruse foarte rapid, iar coridorul prin nordul Mării de Azov și nordul Mării Negre e imposibil de străbătut de ruși. Mai ales de când orașul Herson a fost eliberat și rușii au fost obligați să se retragă pe malul stâng al Nistrului, pe malul stâng al Dniprului. Podurile de peste Dnipru sunt distruse. Dniprul formează un obstacol de netrecut pentru forțele rusești. Deci, Rusia este redusă la scenarii de destabilizare din interior. Cred că demonstrațiile plătite de către Ilan Șor în lunile recente au urmărit anume acest scop. Ele au demonstrat de asemenea faptul că Rusia a pierdut speranța în Igor Dodon. Igor Dodon nu a justificat în niciun chip așteptările Rusiei. Rusia caută altă persoană și l-a găsit pe Ilan Șor. O să vorbim despre forțele politice din Republica Moldova care au alte viziuni decât cele de integrare europeană a țării după ce Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, dar vreau să vă întreb cum credeți dumneavoastră în ce scop rachetele survolează spațiul aerian al Republicii Moldova, că sunt cazuri foarte multe deja. Probabil că noi nu le cunoaștem pe toate. Moldova, știm foarte bine, nu dispune de apărare antiaeriană. Doamna președintă Maia Sandu a anunțat public că va solicita țări partenere să furnizeze echipament sau artilerie antiaeriană. Așteptăm să vedem acest lucru. Dar declarația pe care o făcuse recent șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, că totuși Republica Moldova ar putea să fie a doua țară implicată în acest război și el făcea aluzie că Occidentul ar putea să urmărească acest scop. Dumneavoastră, cum ați înțeles acea declarație pe care a făcut-o șeful diplomației ruse pentru un post de televiziune din Moscova? Declarația lui Lavrov din ziua de 2 februarie este o sumă de acuzații la adresa Republicii Moldova. Aceste acuzații au numai rolul de a reafirma cunoscutele linii roșii ale Rusiei. Domnul Lavrov acuză Republica Moldova și pe doamna președintă Maia Sandu personal de dorința de a intra rapid în NATO, de dorința de a se unifica cu România. Apropo, aceste două lucruri se bat cap în cap. Sau dorește NATO sau dorește unificarea cu România. Deci continuă domnul Lavrov. Da, și acuză Republica Moldova de persecutarea populației de limbă rusă. Toate aceste amenințări sunt, de fapt, amenințări neputincioase. Nu are mijloacele să constrângă Republica Moldova să facă sau să nu facă ceva la etapa actuală. Atâta timp cât Ucraina rezistă și ea rezistă, Rusia nu are niciun mijloc să acționeze asupra Republicii Moldova, să o constrângă sau nu poate decât să o amenințe la modul verbal. Declarația lui Lavrov reafirmă pozițiile cunoscute ale Rusiei. Nu e nou. De altfel, ceea ce a spus Lavrov despre Republica Moldova este o parte mică dintr-un interviu foarte larg. Deci nu este o declarație dedicată Republicii Moldova. E o parte mică dintr-un interviu foarte larg și dânsul s-a simțit obligat să bifeze niște căsuțe. A bifat și căsuța Republica Moldova în stilul său caracteristic grosolan. Dar pentru dumneavoastră este clar ce și-ar dori astăzi Kremlinul de la Republica Moldova? Da, e foarte clar ce așteaptă Kremlinul acum, în etapa actuală. Republica Moldova nu este nici acum, cum n-a fost în capul locului, o prioritate din punctul de vedere al Rusiei. Rusia nu intenționează să atace Republica Moldova militar, nu intenționează să o ocupe, nu intenționează să o includă într-un fel de Rusie mare sau lume rusă.
Moscova dorește ca Republica Moldova să rămână împotmolită într-o zonă gri, în care Rusia să aibă o influență considerabilă în Republica Moldova, dar nu o influență totală. Dar cum să se manifeste această influență din partea Rusiei aici, în Republica Moldova? Această influență s-ar manifesta prin reformatarea guvernului și prin intrarea unor oameni ai Rusiei în guvern. Aceasta dorește Rusia. Rusia dorește să aibă un considerabil, substanțial pachet de acțiuni în guvernarea Republicii Moldova. Dar guvernul este totuși cabinetul investit de Partidul Acțiune și Solidaritate, partid aflat în Parlamentul Republicii Moldova cu 63 de mandate. Acest lucru se pare că nu ar fi posibil. Nu va fi posibil până la alegerile următoare. Și aici revenim la planul de destabilizare interceptat de către ucraineni, cu care am început discuția noastră. Eu nu văd efortul de destabilizare care ar putea să aibă succes în viitorul imediat sau în viitorul apropiat, dar trebuie să fim foarte atenți la alegerile parlamentare care vor avea loc în 2025. Atunci am putea să pierdem marele avantaj pe care îl avem acum, și anume majoritatea parlamentară clară din partea partidului PAS și guvern monocolor PAS, guvernul unui singur partid. Acestea sunt niște avantaje neprețuite pe care nu trebuie să le subestimăm. Dimpotrivă, trebuie să facem tot posibilul să menținem actuala formulă cu majoritatea unui partid pro-european și guvern al acestui partid. Dar ce se zice despre opoziție? Că este destul de fragmentată și opoziția, și ce acțiuni ar mai putea întreprinde? Pentru că chiar dumneavoastră a spus că au fost făcute deja acele teste în toamna anului trecut, când s-au organizat acțiuni de protest aici în inima Chișinăului, dar după ce s-au încheiat acele proteste, ce ar mai putea astăzi să facă adversarii guvernării? Pericolul pe care îl văd este că la următoarele alegeri parlamentare, partidul PAS nu ar obține majoritatea absolută. Acum, ce ar putea să facă opoziția, iată, în aceste condiții? Da. Ce pârghii are opoziția ca să schimbe, să zic, într-un fel, parcursul european pe care încearcă să-l facă Moldova? Prin opoziție înțelegem, desigur, Partidul Ușor și Partidul Socialist. Ei au demonstrat că au foarte puțină influență de a schimba situația. Au încercat, au făcut tot ce au putut și n-au reușit să schimbe situația și nici nu vor reuși, din motive evidente. Nu au lideri. În primul rând, nu au lideri politici. Chiar populația care, de limbă rusă, care încă mai simpatizează cu Rusia și cu Putin, nu consideră că domnii Șor sau Dodon sunt lideri politici credibili. Nici partidele lor nu au echipe, nu au nici echipe de guvernare, nu sunt capabili să se adreseze în mod inteligent opinii publice, au posibilități intelectuale, de organizatorice foarte limitate. Aceasta s-a văzut în tot decursul protestelor. Până la urmă, ei au trebuit să renunțe și să se retragă de pe străzi, practic. Ei așteaptă, desigur, următoarele alegeri. Bine, dar între timp și-a făcut primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, un partid, așa cum spune el, cu viziuni pro-europene. Ce șanse ar avea formațiunea domnului Ceban? Nu e credibil. Tot trecutul domnului Ceban face afirmațiile sale de pro-europenism complet incredibile. Dar tocmai aici văd eu pericolul, revin la ce spuneam adineauri, văd pericolul fragmentării electoratului. Și faptul că fragmentarea ar putea să conducă la o situație în care partidul PAS nu ar mai obține majoritatea absolută la următoarele alegeri și ar fi constrâns să facă niște aranjamente de coaliție. Coalițiile guvernamentale au o istorie foarte nefericită în Moldova. Toate coalițiile guvernamentale care s-au perindat la putere în timp de atâția ani au dus la dezordine, la haos, la corupție și au blocat reformele.
coalițiile de guvernările de coaliție au această însușire de a bloca reformele. Deoarece fiecare inițiativă de reforme, fiecare inițiativă legislativă trebuie coordonată cu parteneri de coaliție și partenerii de coaliție profită ca să stoarcă avantaje personale pentru ei. Vorbim despre pașii pe care îi întreprinde guvernarea, cât de siguri sunt acești pași, pentru că unii spun că lecția de acasă se face cu pași mizi după ce Republica Moldova a obținut acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, iar temele pentru acasă sunt multe și nu sunt ușoare. De la reforma în justiție, lupta împotriva corupției, oligarhizare, reforme în alte sectoare. Se va descurca Republica Moldova și în ce măsură guvernarea va putea să recâștige încrederea din partea cetățenilor a unui segment mult mai mare? Eu cred că cei care adresează critici sunt foarte nerăbdători. Situația Republicii Moldova este o situație la marginea disperării, din toate punctele de vedere. Știm toate crizele, nu-i nevoie să mai repet câte crize avem de înfruntat. Guvernarea, după părerea mea, face față bine acestor crize. Am ieșit din iarnă, sau ieșim, suntem pe punctul de a ieși din iarnă cu bine. Criza energetică a fost adusă sub control. Guvernarea supraviețuiește, mai bine spus, statul și societatea supraviețuiesc datorită finanțării externe obținută anume de către această guvernare. Republica Moldova, având dimensiuni mici, populație mică, practic a fost preluată la întreținere de către Uniunea Europeană. Este un caz unic în Republica Moldova, un caz făcut posibil în parte de dimensiunile mici ale țării și ale populației, dar făcut posibil în mare parte de încrederea de care se bucură doamna Maia Sandu personal și guvernarea. Ei se bucură de o încredere atât de mare în statele Uniunii Europene, cât au obținut o finanțare externă fără precedent. Cu siguranță că dacă o socotim această finanțare pe cap de locuitor, cu siguranță că Republica Moldova este liderul de departe al obținerii finanțării externe. Și este o condiție a supraviețuirii. Societatea, populația nu ar fi supraviețuit fără această finanțare. Și ea se datorează anume actualei guvernări. Vedem dificultăți în cazul guvernării, vedem dificultăți în reformarea justiției. Aceste greutăți au niște rădăcini vechi. Sistemul de justiție și procuratura din Republica Moldova au primit o independență totală față de puterea legislativă și executivă cu mulți ani în urmă. Atunci lozinca era independența justiției, justiția nu trebuie să fie politizată, acordăm maximă independență justiției și procuraturii. Rezultatul a fost că oameni lipsiți de caracter au transformat această independență într-un scut la adăpostul căruia practică aranjamente netransparente, corupte, obțin avantaje proprii și chiar deseori vând serviciile lor unora sau altora, oligarhilor, de exemplu, altor corupți. Nu putem să, fără doială, nu putem să acuzăm aceste instituții în bloc de a fi corupte sau egoiste sau de a urmări avantajele proprii. Cu siguranță că printre ei sunt mulți oameni cinstiți care doresc să-și facă datoria. Dar blocajul este la nivelul instituțiilor. De aceea guvernării îi vine foarte greu să facă schimbările necesare, deoarece se lovește de aceste bariere instalate acum 10 ani deja, sau mai mult de 10 ani în urmă, de a proteja procuratura și justiția de influența politicului. Aceasta este sursa
greutăților. În plus, mulți dintre actualii deținători de funcții în aceste instituții sunt acolo de pe vremea lui Plahotniuc. Lui Plahotniuc îi datorează pozițiile pe care le ocupă acum. Și e foarte greu să-i scoți din sistem, deoarece ei se bucură de imunități. Imunitățile pe care le-au primit acum 10 ani și mai bine și le folosesc în interesul personal. Noi trebuie să înțelegem această situație și să acordăm guvernării și majorității parlamentare răgazul necesar ca să lucreze. Și nu să-i criticăm cu nerăbdare și uneori chiar cu aroganță. Domn Socor, dar ținând cont că totuși e acest război în imediata vecinătate a Republicii Moldova pe care l-a pornit Federația Rusă în 24 februarie anul trecut, că se suprapun atâtea crize, credeți că e un moment propice ca să se pună pe agendă și rezolvarea problemei transnistrene? Nu, în niciun caz. Republica Moldova nici acum nu este pregătită pentru a reintegra Transnistria. Avem precondiții pentru reintegrarea Transnistriei, precondiții care nu sunt întrunite actualmente, și anume domnia legii în Republica Moldova. În lipsa domniei legii, orice înțelegere, fie direct cu Tiraspolul, fie cu partenerii internaționali în vederea reintegrării Transnistriei, nu va funcționa așa cum va fi scrisă pe hârtie. Dar se pare că a crescut interesul Ucrainei pentru ca să fie identificată o soluție durabilă pentru criza transnistreană. Sigur. Aveți în vedere, desigur, ocupația ilegală a Transnistriei de către trupele rusești. Aici vreau să remarc, să salut și aplaud faptul că doamna președintă Maia Sandu, guvernarea, majoritatea parlamentară, a adoptat, în fine, după atâta timp, limbajul corect în ceea ce privește chestiunea Transnistriei. Eu, în ultimele câteva luni, cam de la mijlocul anului trecut încoace, nu am mai auzit din partea guvernării cuvintele statut special pentru Transnistria, formatul 5 plus 2, formatul 5 plus 2 este unul nefuncțional pentru că Rusia și Ucraina sunt în război. Da, eu mă refer la limbajul guvernării. Statut special pentru Transnistria, formatul 5 plus 2, trupe rusești de pacificare. Nu am mai auzit aceste cuvinte și îmi pare foarte bine. Ele trebuie să dispară din vocabularul nostru. De asemenea, noțiunea regiunea transnistriană trebuie să dispară. Transnistria nu este niciun tip o regiune. Dacă vorbim despre o regiune, implicit începem să discutăm despre statutul regiunii, Constituția și legislația vorbesc despre raioanele din răsăritul Republicii Moldova. Acesta este termenul corect. Și de asemenea salut faptul că guvernarea nu mai face deosebirea dintre trupele rusești, așa zis, pacificatoare, și trupele rusești care tipurile nu fac decât să păzească depozitul de muniții de la Colbasna. Guvernarea afirmă că toate trupele rusești sunt ilegale pe teritoriul Republicii Moldova și toate trebuie retrase, și anume necondiționat, fără legătură cu vreun statut special al Transnistriei. Deci vreau să aplaud schimbarea mesajului și a limbajului guvernării. Dar eu să vă întreb totuși, când credeți că va apărea un moment potrivit ca să se discute la modul cel mai serios și despre situația din raioanele de est ale Republicii Moldova? Guvernarea a început să discute la modul serios, spunând partenerilor externi, începând cu OSCE și nu numai, că atenția trebuie să se concentreze asupra situației drepturilor omului de pe marul stâng al Vistrului. Deci mai puțin măsuri de încredere, mai puțin, așa zis, și pași mici. Apropo, și pașii mici au dispărut din limbajul guvernării. Dar a apărut o lege antiseparatism. Da, eu cred că e o lege foarte bună. Ea acordă guvernării actuale o pârghie de influență asupra Transnistriei. Dar, subliniez,
Atâta timp cât Republica Moldova nu este consolidată în interior și nu are domnia legii, orice reintegrare cu Transnistria ar putea să fie foarte periculoasă, ar destabiliza situația din interior. Dar cum ar trebui să fie relația Chișinău-Tiraspol, iată, ținând cont de aceste împrejurări, realități? Deocamdată, interesul principal al Republicii Moldova, spune guvernarea și eu sunt de acord, este stabilitate. Pentru că din anumite puncte de vedere, în primul rând, din punctul de vedere al aprovizionării cu energie, electricitate și gaz, suntem în aceeași barcă. Așa s-au pronunțat vicepremierul Oleg Serebrean și ministrul infrastructurii Andrei Spânu. Au spus că suntem în aceeași barcă și acest fapt este corect, pe termen scurt, poate chiar și pe termen mediu, pe termen scurt în orice caz, atâta timp cât Republica Moldova încă nu și-a diversificat aprovizionările cu energie electrică și cu gaze naturale. Atunci când acest lucru se va întâmpla și el se va întâmpla peste câțiva ani, vom discuta altfel cu Transnistria. Conducerea de la Tiraspol are interese proprii. Ea este, bineînțeles, prorusă, fără nicio îndoială. Și va rămâne să fie prorusă? Da, sigur. Rămâne să fie prorusă în suflet. Rămâne să fie prorusă din punctul de vedere al orientării culturale, din punctul de vedere al orientării geopolitice. Ea se consideră că aparține lumii ruse, dar la același timp... Dar chiar dacă Ucraina ar schimba atitudinea și față de aceste raioane din stânga Nistrului și în general față de... Asta este altă variabilă. Ce ar putea face Ucraina este altă dimensiune, discutăm imediat și despre ea, dar conducerea de la Tiraspol este... Nu numai o parte a lumii ruse, cum se consideră, dar este în același timp și un grup de afaceri care are aceste interese de afaceri și încearcă să manevreze între Rusia și Ucraina. Ați dar afacerile, dacă ne referim la exporturile care se fac din stânga Nistrului, 70% din mărfuri ajung pe piețele Uniunii Europene. Așa este și anume ajung prin intermediul Republicii Moldova. Deci, din toate aceste puncte de vedere, businessul transnistrean, care controlează și politica transnistreană, este dependent, foarte serios dependent de Uniunea Europeană, chiar și de Republica Moldova și, în bună măsură, și de Ucraina. Conducerea de la Tiraspol încearcă să manevreze între toate aceste centre. Ea este interesată de... în primul rând, de stabilitate și de continuare a afacerilor. Atâta timp cât Rusia este departe de Transnistria, din punct de vedere geografic, conducerea de Tiraspol manevrează în modul pe care l-am descris. Dacă însă Rusia ajunge mai aproape de Transnistria sau eventual face o joncțiune pe uscat cu Transnistria, atunci Tiraspolul nu ar mai putea să manevreze, ar fi obligat să îndeplinească toate cerințele Rusiei și probabil că ar face acest lucru de bunăvoie, fără să... Rusia nu ar trebui să forțeze Tiraspolul să îndeplinească ordinele. Tiraspolul ar face acest lucru de bunăvoie, dar nu ar mai avea ocazia să manevreze și să protejeze stabilitatea actuală. Deocamdată, toți suntem interesați în stabilitate în Transnistria, cel puțin pe termen scurt. Toată lumea, toți actorii, Chișinăul, partenerii occidentali, Ucraina, toți avem interesul ca situația în Transnistria să rămână stabilă și să ajutăm Ucraina să țină Rusia cât mai departe de Transnistria. În debutul acestui dialog ați spus dumneavoastră că partenerii externi întind o mână de ajutor Republicii Moldova ca să depășească multitudinea de probleme cu care se confruntă, provocările care stau după ce a izbucnit această invazie rusă în Ucraina. România a devenit un partener important și foarte important în moment ce o ajută pe Republica Moldova, pe cetățenii acestui stat, îi ajută să fie asigurați cu resurse energetice și acum se pare că a devenit principală și o altă întrebare. Republica Moldova totuși va reuși să se integreze în UE sau va insista o bună parte din cetățeni, pentru că aproape 1 milion au și pașaportul României, să se facă unirea? Dumneavoastră, ce credeți? Aceasta depinde de voința cetățenilor Republicii Moldova.
dacă apare o majoritate în favoarea unirii, nimeni nu va putea să oprească unirea. Deocamdată eu nu văd o majoritate. Nimeni nu prognozează că un referendum, dacă s-ar face un referendum, nimeni nu prognozează că rezultatul ar fi în favoarea unirii. Dar la București acest subiect credeți că poate să fie discutat? Cred că e un subiect care se discută în loc să se discute lucruri mai serioase. Acest subiect nu este la ordinea zilei. Majoritate în Republica Moldova pentru unire nu există. Chiar dacă ar apărea o majoritate de, să zicem, 55%, ar fi o majoritate foarte fragilă, nu ar garanta stabilitatea rezultatului. Conducerea are dreptate. Trebuie să lucrăm la integrarea europeană. Domnul Socor, și pe final, cine credeți că e capabil astăzi să aducă pace în această regiune după un an, aproape un an de război? Ucraina, cu sprijin serios din partea Statelor Unite și a altor țări NATO. Deocamdată, sprijinul american și sprijinul țărilor europene membre NATO este insuficient, atât cantitativ cât și calitativ, este insuficient și întârziat. Deocamdată, Ucraina pierde război. Îl pierde în mod categoric. L-am auzit pe liderul de la Kiev, domnul Zelenski, care a vorbit în Parlamentul European și din contra. A vorbit că Ucraina va fi victorioasă și va ajunge acasă, în UE. Acestea sunt două lucruri diferite. Dacă va fi victorioasă și dacă va ajunge în Uniunea Europeană, sunt două lucruri diferite. Eventual, o rămășiță a Ucrainei poate să ajungă în Uniunea Europeană după pierderea războiului. Sunt două planuri de discuție diferite. Majoritatea comentatorilor, poate chiar mare majoritate, a comentatorilor occidentali simpatizează cu Ucraina și le este greu să admită faptul că Ucraina este în momentul de față pierde războiul în această etapă. Poate din acest considerent, domnul Zelenski și cere mai mult ajutor. Absolut. Trebuie să-l admirăm pe domnul Zelenski. Este o personalitate eroică, o personalitate de care Occidentul ar avea mare nevoie. Și trebuie să admirăm populația Ucrainei. Ucraina, de fapt, apără Occidentul. Este o situație pe care o cunoaștem din istorie, când o națiune sau altă națiune din răsăritul Europei sau din sud-estul Europei protejează restul continentului de o amenințare venită din Eurasia. E o situație în istorie care se repetă în mod ciclic. Putem să aducem multe exemple de 1000 de ani încoace. Dar ultimele sondaje care s-au făcut în Republica Moldova arată că aproape 50% din respondenți deocamdată nu au o claritate despre ceea ce se întâmplă în imediata vecinătate a țărilor. Da. Este o moștenire a propagandei rusești, care a funcționat foarte mulți ani fără nicio opreliște în Republica Moldova și a influențat foarte multă lume și iată că această influență este durabilă. Starea de spirit a ucrainilor și starea de spirit a unei mari părți a populației din Republica Moldova este o deosebire colosală. Ucraina nu se, sau mai bine spus populația Ucrainei, în mare majoritate, nu se împacă cu pierderi teritoriale, nu se împacă cu limitarea independenței și suveranității, respinge în mod categoric lumea rusă, este dispusă să lupte pe front cu riscul vieții, ce deosebire față de Republica Moldova. În Republica Moldova mai cunoașteți și rolul bisericii, pentru că dacă Mitropolia Moldovei rămâne în subordonarea Patriarhiei Rusie și mesajele pe care le transmite Patriarhul Kiril că Republica Moldova ar face parte din lumea rusă și că aceste legături între Ortodoxia de aici, de la Chișinău și cea din Moscova, aceste legături încă mai sunt strânse, atunci ce concluzie trebuie să tragă cetățeanul?
Așa este. Și Biserica Moscovei din Republica Moldova îl menționează pe președintele Putin în rugăciune. Și eu nu văd o tresărire de revoltă în Republica Moldova față de această situație. În Ucraina a avut loc o revoltă masivă împotriva subordonării Bisericii Ortodoxe față de Patriarhia Rusiei. Eu aș vrea să văd în Republica Moldova măcar o tresărire de revoltă. O aștept. Deși și în Republica Moldova toată lumea își dorește pace, își dorește liniște, își dorește stabilitate, acum trebuie să existe multă înțelepciune în rândul clasei politice ca să fie asigurată și această pace și această liniște și mai ales nevoia de a avea securitate. Republica Moldova este lipsită de o tradiție militară, spre deosebire de Ucraina. Republica Moldova practic nu are armată, iarăși spre deosebire de Ucraina. De aceea, imperativul suprem este să avem liniște și stabilitate, mai ales că avem nevoie și pentru avansarea reformelor, avem nevoie de liniște și stabilitate. Deci situația e foarte diferită în Republica Moldova față de Ucraina. Starea de spirit a unei mari părți a populației, dezarmarea statului, toate aceste caracteristici diferă de Ucraina. De aceea, stabilitatea este imperativ pentru Republica Moldova. Mulțumim foarte mult pentru această discuție, domnule Socor. Vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește, eventual dacă ajungeți și la Chișinău, dar sunteți binevenit cu orice ocazie la Vocea Basarabiei. Cu plăcere, vă mulțumesc! Mulțumim pentru discuție! Mulțumesc!